În proiectul de lege al Ministerului Educației, lansat în dezbatere publică, existau toate specializările de la profil pedagogic, adică învățător educatoare și specializarea educator puericultori, iar în modificările făcute de către minister în ultima perioadă, dispare specializarea învățători. Noi pregătim învățători de 155 de ani. Carol I a înființat această școală pentru a pregăti copiii țăranilor în învățământul primar prin această specializare a învățători. Deci, din 1867, de când s-a înființat această școală, până în 1990, nimeni, niciun guvern nu și-a permis să desființeze liceele pedagogice sau să desființeze o parte din specializările pentru care pregătesc liceele pedagogice cadre didactice. Noi am rămas surprinși total de această hotărâre a Ministerului. Bineînțeles că am aflat pe surse din presă. Școlile n-au intrat în posesia noului proiect de lege, dar este adevărat că noul proiect de lege cuprinde la articolul 52, după câte am înțeles eu, desființarea profilului învățători. Ne surprinde total și suntem total nemulțumiți și asta nu este un punct de vedere numai al meu, deci este punctul de vedere al colegilor noștri de la toate școlile normale din țară. Scrisoarea deschisă pe care am făcut-o și am transmis-o deja și administrației prezidențiale și Parlamentului și Guvernului și Ministerul Educației Naționale, cât și presei, noi avem prezentate aici o serie de argumente și avem 7 argumente și dați-mi voie să vi le enumăr. Un prim argument: urmând acest profil vocațional, elevii au șansa ca de la vârstă fragedă să se pregătească temeinic pentru profesia de dascăl, într-un mediu care le oferă atât cunoștințe teoretice, cât și competențe și abilități metodice în cadrul practicii pedagogice desfășurate timp de 4 ani. Prin școlile de aplicație se oferă posibilitatea elevilor să desfășoare practică pedagogică observativă și de predare în condiții optime pe parcursul celor 4 ani de studiu. Deci noi avem o infrastructură foarte bine pusă la punct, o infrastructură performantă, avem școli de aplicații unde desfășurăm această practică pedagogică. La punctul 2, absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare, în învățământul preșcolar și primar. În fiecare an, absolvenții noștri participă la aceste concursuri de titularizare și au obținut rezultate foarte bune, medii foarte mari, inclusiv am avut absolvenți care au obținut nota maximă 10. Ei sunt primiți cu brațele deschise în școlile unde activează și de fiecare dată sunt întrebați unde sunt pregătiți, unde s-au pregătit în liceele pedagogice. Și obțin rezultate foarte bune și ei mai departe își continuă studiile universitare. Nu este absolvent de-al nostru care să nu fi parcurs și linia universitară. Detaliile celor 7 puncte cuprinse în scrisoarea deschisă a liceelor și colegilor pedagogice din România le puteți urmări după jurnal, când va fi difuzată declarația integrală a directorului George Radu.